România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul dotările spitalelor cu aparate tomograf și unități de imagistică și lipsa aparaturii de acest tip nu este singura problemă când vine vorba despre tratamentul de specialitate în spitalele din România. Dezvoltă acest subiect din perspectiva europeană colega mea Cerasela Rădulescu. Bună ziua, Cerasela, îți mulțumim că ești alături de noi. Într-adevăr, avem probleme cu sistemul de sănătate. Ce poți să ne spui tu? Probleme, într-adevăr, suntem codași la acest clasament. În Uniunea Europeană vorbim de un computer tomograf, nici măcar un computer tomograf la 100.000 de locuitori. Rușinos, aș spune, pentru că în Planul Național de Redresare și Reziliență, cel trimis la Bruxelles și care nu a trecut încă clasa pentru a fi absolvent și a fi aprobat de Comisia Europeană, acolo nici măcar acolo nu am văzut sume alocate pentru dotarea spitalelor. Ne îngrijorează, de ce? Pentru că se întâmplă tragedii, cum a fost cea de la Năvodari. Se întâmplă tragedii precum cea de la Colectiv și noi nu avem în continuare spitale pentru mari arși. De ce oare nu se găsesc bani pentru toate acestea, pentru dotarea spitalelor românești? Atunci când ai cadre medicale de excepție, când ai exportat masiv ca stat membru al Uniunii Europene, mulți medici, mulți asistenți. Și am rămas așa, cu întrebări. Îl am acum ca invitat și va răspunde, probabil va încerca să răspundă la niște întrebări din zona medicală pe domnul doctor Tudor Ciuhodaru, europarlamentar. Bună ziua, domnule doctor, și vă mulțumim că ați acceptat din nou invitația noastră. Oricât cu mare plăcere, deși ceea ce spuneți dumneavoastră este o realitate cruntă. Și chiar vreau să vă spun că la nivel european, în Comisia de Sănătate, am introdus acel standard european de calitate în sănătate, pentru că eu vreau să fiu tratat la Iași, la București, Oradea, Timișoara, Târgu Mureș, la fel ca la Bruxelles. Iar eu zic că se poate face acest lucru. Și dădeați niște cifre extrem de interesante, dar în spatele cifrelor să știți că de fiecare dată se află oameni. Iar când eram în Comisia de Sănătate, a Parlamentului României, am inițiat acel program național de dotare a fiecărui spital județean cu computer tomograf și RMN. Din punctul meu de vedere, lucrurile au dus mult la îmbunătățirea asistenței medicale de urgență, iar gândiți-vă cum am fi făcut față la această pandemie dacă n-am fi avut acele alocări majore pentru sănătate, inclusiv acest computer tomograf, prin care s-a pus adesea diagnosticul de coronaviroză, că știți foarte bine că testele și accesibilitatea lor au fost foarte mult limitate. Este o situație critică din punctul meu de vedere, iar fără o strategie coerentă făcută pe termen lung, lucrurile nu au cum să se îmbunătățească. Mai ales că aici trebuie măsuri concrete, lucruri care să fie făcute repede și bine, zic, într-un serviciu de urgență, în așa fel încât fiecare român să aibă accesibilitate la un serviciu de sănătate atunci când are nevoie, acolo unde are nevoie. Mă uitam și astăzi la drama arșilor de la Petromidia, care iar o iau pe cerul Europei de acolo până acolo, și mă întreb de ce măcar în acest context nu există, decât, cum spuneau belgenii, metoda Air Arafat, adică pe relații personale, pe întâlniri punctuale, în loc să existe un algoritm foarte clar, accesibil, dacă vreți și transparent pentru noi cei mulți, că am văzut că pentru demnitari se găsesc elicoptere și când au diaree, dar pentru oamenii de rând mai puțin, în așa fel încât să existe acea cale de transfer de fiecare dată în străinătate. Mă întreb și eu cu câte centre avem contract în acest moment, apropo de ceea ce înseamnă transferul arșilor, și dacă n-ar fi fost mai simplu să știm în fiecare zi câte paturi sunt disponibile, dacă exact am avea nevoie de așa ceva. De ce nu avem spitale pentru mari arși? Nu e mai simplu? Am trăit o dramă? Este inadmisibil ca în România să nu există măcar în fiecare regiune de dezvoltare un spital de arși. Te-ai făcut semnul la Iași, să știți, în 2011, Centrul Integrat Regional de tratamente, traume și arsuri, în care s-ar fi putut trata și cei de la Colectiv. Da, guvernanții, gulerele albe, nu vreau să spun și culoarea politică, pentru că aici ne-au ucis pe toți, au desființat un centru în care se puteau trata în condiții de secol 21, cu toate facilitățile într-un singur loc, cu medici și aparatură performantă și aceste cazuri critice. Pentru că, pe de o parte, pierdem vieți, este cel mai tragic, pierdem vieți prin incompetență, prin moartea domnului Lăzărescu, care a devenit un transfer continuu pe cerul patriei și mai nou și în străinătate.
alocate, pierdem și bani, pentru că mă uitam pe sumele alocate pe tratamentul astfel de pacienți în străinătate, sunt sume importante. Și oare n-ar fi posibil ca noi în România să avem aceste facilități medicale pe care să le dezvoltăm și să le accesăm atunci când avem nevoie? Eu zic că se poate, dar trebuie să și mai să vrei să faci acest lucru, adică trebuie și o leacă de creier și o leacă de suflet și ceva, dacă vreți, mai în altă parte, în așa fel încât să faci lucrurile să se miște, dar mă uit de atâta timp. Doar metode pompieristice, doar cârpei. Pompieristice și aș vrea să vă întreb, domnule doctor, totuși în PNRR-ul ăsta pe care l-am făcut România mai frumoasă, România mai verde, nu puteam aloca niște bani, unul, pentru spitalele regionale, unde am plătit studii de fezabilitate și am rămas cu banii dați fără spitale regionale, dar pentru spitale, pentru maniaj, pentru aparatură. Doamne, dar trebuie să mai te și pricepi la ce faci acolo. Trebuie să vii cu o soluție coerentă. Dar când vii cu, doar pentru alte direcții pe alocare de fonduri, evident că ceea ce te interesează cel mai puțin este viața românilor. Din punctul meu de vedere, acest program național de redresare și reziliență, care putea să reprezinte o oportunitate, este deja un nou eșec care se profilează pe cerul european, pe cerul patriei. O să ne dea ceva acolo, cândva, cumva, că o să dea la ne dea. Cam cât credeți că am putea lua? Vreo câteva miliarde, nu? Da, dar dacă trecem clasa. Dar noi am avut alte fonduri, inclusiv pe programul Băncii Mondiale, pe care l-am aruncat la coș și l-am pierdut, inclusiv pe centrele de arș. Erau 388 de milioane de euro care puteau să le folosim până în acest moment. Iar povestea cu spitalele regionale, am stat și până la 3 dimineața în Parlamentul European cu doamna comisar Tupurainen, cu doamna comisar Kiriakides, în așa fel încât să facem ca proiectul de la Iași să treacă și a fost aprobat acest memorandum și cel de la Craiova. Da, mai trebuie să mai și fac ceva. Uniunea asta europeană, dacă vreți, nu spune întraiște, e ca la loto, trebuie să-ți mai și cumperi bilet. Dar când vedem atâta incompetență, indiferență, netransparență pe așa ceva, pentru că era normal inclusiv pe acest program național de redresare și de reziliență, care este al nostru, al românilor, al fiecare dintre noi, ar fi trebuit să existe o discuție clară cu specialiștii pe domeniile care puteau fi finanțate cu o schemă clară, în așa fel încât ceea ce este urgent, vital pentru noi, inclusiv aceste centre de arș, inclusiv aceste centre de traumă, inclusiv aceste spitale regionale, să fie făcute cât mai repede. Rest, tot e frumos, declarații sfărăitoare, dar de fapt nu m-am închipuit niciodată că vom ajunge de la acea zonă zero, guvernul zero, la un guvern minus, pentru că până una alta mă uit la țări la care s-a adoptat acest program național de redresare. Sunt 12 state, într-adevăr, deja. Păi da, și să știți că multe dintre state, în afară de Italia, au insistat pe granturi, adică nu vorbim despre... Nu pe împrumuturi. Am datorat suficient până în acest moment, ci vorbim despre programe pe care poți să accesezi banii europeni gratis, ca să spun așa, dar doar să vii cu niște soluții eficiente. Dar n-ai de unde să vii când vorbești doar despre finanțarea firmelor de casă, de programe făcute în laboratorul sau în birourile unor firme de consultanță. Când vii cu lucruri de acest gen, să știți că nu e vina europenilor. Au dat niște direcții clare care trebuiau îndeplinite. La ei se vine cu un punctaj foarte clar. Dacă am vorbit astăzi că vorbim despre mere, nu merge despre perele domnului Ghina sau despre nu știu ce realizări mărețe ale domnului Câțu, oamenii aceștia vorbesc despre lucruri concrete. Nu a corespuns din punctul de vedere lor, criteriilor nu trec. Din păcate, cei care pierd suntem noi, românii. Pierdem, într-adevăr. La ceea ce înseamnă irigații și ceea ce este cel mai grav la sănătatea noastră. Iar din punctul meu de vedere, acest program național de redresare și reziliență este un nou atentat la viața românilor. Vă mulțumesc. Ați spus o sintagmă pe care n-o s-o uit și vom reveni cu dumneavoastră, pentru că vom vorbi aici la Metropola TV în continuare despre sănătate. Este un atentat. Și vă mulțumesc pentru opinii, domnule Ciuhodaru.